Bună seara, bun găsit! Sunt Iuliana Marciuc și vă întâmpin la un nou jurnal cultural, la un final de săptămână ce se anunță plin de evenimente culturale importante. Chiar astăzi, cu ocazia împlinirii a 350 de ani de la nașterea marelui om de cultură și principe al Moldovei, Dimitrie Cantemir, Institutul Cultural Român, împreună cu partenerii săi, a prezentat la Academia Română, în cadrul unei conferințe, proiectul Instituțio Cantemir. Un proiect ce pune accentul atât pe latura academică, dar și pe cea culturală a personalității enciclopedice a lui Dimitrie Cantemir. Conferință la Clubul Academicienilor din incinta Academiei Române din București. Lansarea proiectului Restitutio Cantemir. Prin acest eveniment, organizatorii își doresc să readucă în atenție sinuosul traseu biografic și politic al lui Dimitrie Cantemir, dar mai ales excepționala sa operă de factură enciclopedică. Este un program cu totul special. Se înscrie, de fapt, în preocupările mari pe care le are Academia Română de a da viață unor momente speciale, a prezenta publicului personalități mari care au adus contribuții, au avut contribuții importante în dezvoltarea civilizației. Dimitrie Cantemir este într-adevăr o mare personalitate a Europei, nu numai a României. Este deschizător de drumuri, este o personalitate enciclopedică, cu preocupări multiple în foarte multe domenii. În foarte multe domenii a deschis drumuri care au fost continuate de cei care au citit, s-au documentat. La nivelul Europei, este o personalitate recunoscută. Un eveniment ce marchează 350 de ani de la nașterea marelui om de cultură și principe al Moldovei, dar și 300 de ani de la moartea marelui cărturar român. Născut la 26 octombrie 1673, fiul al viitorului domn al Moldovei, Dimitrie Cantemir a fost educat la Constantinopol, unde și-a format o vastă și diversă cultură. A condus Moldova în două rânduri, 1694 și 1710-1711. Erudit prin excelență și poliglot, Dimitrie Cantemir a scris o operă impresionantă ca dimensiuni și tematică, apreciată la nivel european. Restitutio Cantemir, o întâlnire cu moștenirea lăsată de Dimitrie Cantemir pentru publicul din afară țării, dar și pentru cel de aici. Un proiect de anvergură care pune în lumină zeci de reproduceri ale unor documente, scrisori, partituri, artefacte inedite ce au aparținut marelui cărturar. În cadrul proiectului amplu, Restitutio Cantemir, vor avea loc concerte la nivel național și internațional cu compoziții muzicale create de însuși Dimitrie Cantemir. Ele vor fi susținute de ansamblul cameral de muzică veche Anton Pan. Noaptea muzeelor însuflețește viața culturală a Europei de 19 ani. Inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, această noapte a devenit un eveniment de mare succes care va deschide mâine seară porțile a peste 300 de muzee din România și pentru prima dată din Republica Moldova. Cum se transformă spațiile de expunere în poli dinamici și de întâlnire și interconectare? Vom discuta cu domnul Dragoș Neamu, animatorul de resurse și de oameni, am vrut să citez exact. Foarte bine ați făcut. Animatorul de resurse și de oameni, am vrut să citez exact din website-ul Nopții Muzeelor pe care îl coordonați. Sunteți prima persoană care face acest lucru și mă bucur foarte mult. Am făcut acest lucru pentru că iată, coordonați Noaptea Muzeelor și este bine să ne spuneți acum când suntem în preajma deschiderii acestui eveniment de anvergură după 19 ani de tradiție, ce aduce nou acest an și ce participanți aveți, ce evenimente se alătură? Mie îmi place să cred că toată ediția e ceva nou, numai și prin faptul că există și că la ea se branșează din ce în ce mai multe instituții și nu numai muzee.
De altfel, asta este o particularitate a Nopții Muzeelor în România. Ne detașăm față de toată lumea, toată Europa, în sensul în care am invitat și considerăm prieteni ai noștri toate entitățile culturale posibile și imposibile din România. Dar totuși, apropo de noutate, sunt o serie de instituții pentru care este un fel de botez Noaptea Muzeelor în acest an. Sunt foarte multe muzee în acest sens și multe provin din zonele rurale. Sunt colecții private au unor oameni extrem de sufletiști care doresc să fie expuși și trebuie să fie expuși pentru că altfel tot efortul lor ar fi inutil. Pot să spun, și l-am tot pomenit, de aceea m-a amuz, dar este Muzeul Fotbalului care a apărut în București și pentru care anticipez un trafic extraordinar, pentru că totuși este un muzeu așteptat de foarte multă lume. Fotbalul în sine e un fenomen social și atunci sigur că există acest interes să vezi cum exprimi muzeal, curatorial, fotbalul. E foarte interesant de văzut acest lucru, dar desigur mai sunt foarte multe inițiative și multe de asemenea vin din zona privată, muzee de nișă, acele muzee care se învârt în jurul unor teme punctuale, cum ar fi, de exemplu, lingura, tirbușonul, piatra. Foarte interesant. Da, deci sunt astfel de muzee care au apărut în timp și care sunt extrem de interesante. Sunt niște muzee care au și niște abordări mult diferite față de muzeul clasic. Și aici mă refer nu numai la modul cum expun, dar și la interacțiunea față de public. Sunt mult mai permisibili, sunt mult mai deschiși ca să-și transforme spațiile muzee vii. Anul acesta am văzut Republica Moldova prezentă. Ce instituții din Republica Moldova vor fi? Da, este o ediție comună. Este un proiect al Rețelei Naționale a Muzeelor din România. Considerăm că muzeele din Republica Moldova au nevoie de mult mai multă vizibilitate pentru a atrage cât mai mulți vizitatori. Contează foarte mult tot ce se întâmplă în zona mass media. Practic, acest eveniment a devenit o forță și datorită acestei vizibilități pe care o oferiți. Avem toate muzeele importante din Chișinău, care participă încă de la ediția inaugurală și a căror program, am observat, este atât de consistent încât la un moment dat a trebuit să mai ajustez puțin din programa să intre în tiparul pe care l-am propus în website, dar am văzut că sunt foarte multe ateliere, sunt foarte multe expoziții invitate, care, sigur, se prelunge și după Noaptea Muzeelor. Avem Muzeul Național de Artă, al Muzeului de Istorie, absolut toate muzeele, dar mai avem și din 9 localități, dacă nu mă înșel, din Republica Moldova și chiar o rezervație naturală în zona Orheiului. Este foarte important că Noaptea Muzeelor nu aparține numai în exclusivitate marilor orașe. Dați-ne câteva exemple de instituții importante din localități mici care își deschid porțile la ediția din acest an. Este un muzeu foarte important și în virtutea personalității pe care o promovează și o prezintă. Este vorba de Muzeul Familiei Brătianu de la Ștefănești, în județul Argeș. Avem și un muzeu Brâncuș, atât cât s-a putut și cât se poate în momentul de față. Îi doresc un destin mult mai meritor și sper că într-un viitor să aibă și o colecție suficient cât să putem spune că această personalitate a lui Brâncuș este foarte bine reprezentată în interiorul unui spațiu muzeal și se află în Târgu Jiu. Avem și Muzeul Pandemiei, care este Muzeul Rețelei Naționale a Muzeelor din România și care se află, ne-am oprit în stația Reșița. Și acolo cred că va fi o experiență interesantă pentru că sunt foarte multe obiecte donate de comunitatea locală. Muzee mici și, de fapt, toate muzeele sunt mari din punctul meu de vedere. Fie și pentru că se încumetă și au curajul să expună și să inoveze în permanent într-un context destul de precar din punct de vedere al resurselor de care dispun. Dar ce ne puteți spune despre Noaptea Muzeelor la sate? Mă bucur, sunteți pline de surprize astăzi. Mi-ați oferit exact niște elemente care mă ajută pe mine să povestesc despre niște proiecte care îmi sunt dragi și sunt în premieră. Suntem informați exact despre site-ul despre care am vorbit. Da, este o nocturnă muzeală rurală care se va desfășura pe 2 septembrie. Este un proiect unic în Europa. Suntem singurii nebuni care s-au gândit la asta pentru că este o muncă titanică în spate. Nu știm ce înseamnă Noaptea Muzeelor. Este un proiect în care dorim să aflăm adevărata dimensiune a muzeelor din zonele rurale, să le scoatem pur și simplu din subterane, să vedem cât sunt, cum sunt și cum îi putem ajuta. Primul lucru pe care îl facem este să-i aducem în atenția opiniei publice, după care, în funcție de dinamica, de nevoile lor, de modul cum publicul a interacționat cu aceste instituții, să încercăm să bricolăm, să croșetăm niște proiecte care să le aducă mai multe beneficii prin ceea ce facem. Vă dorim, evident, mult succes și nu putem încheia fără următoarea întrebare. Câtă lume vă așteptați să vină
la această ediție? Mai mult decât a fost ediția trecută, care a reprezentat, sociologii vorbind, 5% din populația țării. Felicitări pentru acest eveniment și așteptăm, bineînțeles, cât mai multă lume la Noaptea Muzeelor. Până la zilele ce vor veni și la Noaptea Muzeelor, care începe chiar mâine, să nu uităm că zilele trecute am omageat monarhia, iar Teatrul Național Marin Țorescu din Craiova a organizat vernisajul expoziției Regele Carol I, ctitorul României moderne. Cu acest prilej a fost adusă în fața publicului o colecție de obiecte ce au aparținut regelui Carol I. Veselă, monede, medalii mici, obiecte mici de mobilier sau decorațiuni, arme, cărți și publicații. Aceasta face parte din proiectul Educăm Împreună, ce se întinde pe mai mulți ani și care va evoca personalitățile care au avut o contribuție importantă în dezvoltarea țării noastre. Aici, la fel, puteți să vedeți câteva din aceste registre, din aceste frumoase albume și iată și interioarele, da? Cum arătau interioarele din Castelul Peleș. Acțiunea a fost posibilă datorită parteneriatului cu Muzeul Național Peleș și cu Muzeul de Istorie a României din Transilvania. Ce este mai frumos decât să ne respectăm istoria, să o cunoaștem mai bine și să aducem în egală măsură prinosul nostru de recunoștință pentru înaintași, mai ales pentru cei care și-au adus contribuția la ctitorirea unui stat român modern. Unul dintre acești ctitori a fost fără îndoială Carol I. Ne-am gândit să facem, să scriem acest proiect și să-i dăm viață. Alături de noi este Muzeul Național Peleș și o părticică din minunatele obiecte pe care ei le au la Peleș din perioada regalității vor ajunge rând pe rând până în anul 2026 și la Craiova. Publicul poate admira o colecție de obiecte ce au aparținut regelui Carol I, precum veselă, monede, medalii, mici obiecte de mobilier sau decorațiuni, arme, cărți și publicații. Este o bucurie că în sfârșit revenim la recunoașterea valorilor noastre culturale și istorice în acest caz și noi suntem aici, să știți, special pentru dumneavoastră. Dacă dumneavoastră nu sunteți alături de noi, nici noi nu avem de ce să existăm. Mulțumim mult că ați venit! Expoziția va putea fi vizitată până luna decembrie acestui an și este parte a proiectului cultural-educațional Educăm Împreună, lansat de Teatrul Național Marin Țorescu din Craiova. Revenim la Noaptea Muzeelor, un eveniment mult așteptat de cei care vor să descopere sau să trăiască experiențe culturale nocturne. Iar Muzeul Municipiului București nu putea lipsi din acest proiect prin cele câteva lăcașuri ale culturii, case memoriale, care oferă publicului o varietate de evenimente specifice. Alături de noi este doamna Elena Olariu, director adjunct, pentru a ne spune ce a pregătit Muzeul Publicului în aceste zile și în aceste nopți ale muzeelor. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să fiu aici! Câte din spațiile arondate Muzeului Municipului București? Noi avem o mare surpriză, ca în fiecare an, avem 9 muzee deschise. Muzeul Municipiului București este un muzeu pavilionar, deci cuprinde mai multe muzee. Și ce e foarte frumos și vă așteptăm cu mult drag este că noi acoperim toate gusturile. Avem muzee de istorie, case memoriale, muzee de artă, muzee de știință și muzee de antropologie. Asta înseamnă nu numai toate gusturi, ci și toate grupele de vârstă, aș putea spune. Toate grupele de vârstă, începem puțin mai devreme, la ora 5 de 17, tocmai pentru ca părinții care vin însoțiți de copii, știm, copiii nu au un program așa mai spre noapte, foarte înaintat în noapte, și de aceea noi vrem să le oferim șansa pe care sperăm să nu o rateze, să vină să vadă aceste expoziții. Pe lângă Palatul Suțu, care este cunoscut, acea extraordinară reședință aristocratică aflată chiar în mijlocul Bucureștiului, că suntem Muzeul Bucureștiului, avem și Casa Teodora Mann, Casa Frederic Storck, Casa Severianu, foarte frumoasă, unde vedem istorie și arheologie. La Muzeul Teodora Mann vedem artă. La Muzeul Babeș vedem știință.
avem și Casa Minovici și pe lângă expozițiile, pentru că vor fi 4 expoziții deschise, pe lângă expozițiile permanente, acelea pe care le vedem tot timpul, avem 4 expoziții, 3 chiar la Palatul Suțu, avem una cu lumea satului în arta românească, că tot am vorbit puțin de sat și să nu-l neglijăm, foarte frumos, cu toți marii maestri români care au pictat în sate, țărănci, peisaje extraordinare. Avem o expoziție mai deosebită, că tot s-a vorbit, Civilizația Sării, unde vom vedea cum sarea a reprezentat un factor de progres pentru noi, ce a însemnat sarea. Deci o expoziție mai deosebită, copiii vor fi fascinați pentru că vor vedea și uneltele, acelea primitive cu care se prelucra sarea, se extrăgea. Deci lucruri foarte interesante și avem și expoziția, marea expoziție Timpul Orașului, unde mergem exact invers. Începem, nu începem cu începutul istoriei, ci Bucureștiului, ci cu sfârșitul. O să ca vedeți ceasul de la Palatul Suțu. Exact. Deci o să vedeți lucruri foarte frumoase, costume. E clar că ne-ați convins, cred că i-ați convins pe toți admiratorii acestui eveniment. Ce este diferit? Ce are diferit publicul de noapte față de publicul de zi? Publicul de noapte cred că iubește această socializare. Și eu când mergeam și poate nu mergeam neapărat la muzeele la care lucram, îmi plăcea să mă întâlnesc cu prietenii, să ies cu familia, pentru că e foarte greu în alte momente ale zilei să te poți întâlni. Seara totuși, cam toți suntem liberi, totuși e weekend și atunci ne place să socializăm. Am văzut oameni care stăteau la coadă la muzee și e un lucru extraordinar. Cred că e singura noapte când e coadă așa mare la muzee și povesteau fiecare ce muzeu au văzut, ce muzeu ar mai trebui să vadă, ce lucruri extraordinare au văzut, făceau o comparație cu muzeele din străinătate. Deci e o formă de a socializa, pentru că nu stăm doar la coadă, mai ascultăm și concerte. Cum antrenați publicul dincolo de expoziții? Asta cu aceste concerte, cu muzică? Să vă spun, cu muzică, cam ele încep în jur de ora 7, pentru că nu putem, un concert nu poate să țină atât de mult. Deci, cam în jur de ora 7 va fi Teatrul Masca la Palatul Ceseanu, chiar lângă calea, chiar în Piața Victoriei. Și acolo copiilor le place foarte mult să interacționeze cu măștile. Va fi foarte interesant cu aceste statui vivante, cu măștile pe care le poartă. Și avem și un muzeu al vârstelor, ceva mai deosebit. Cine dorește și are răbdare să stea la coadă, vede și aceste statui extraordinare vivante și intră să vadă un muzeu mai special. La alte muzee vor fi concerte de vioară, de violoncel, sau la Palatul Suțu, Muzeul Aman, vor fi sopranele cu care noi mai colaborăm, cu mici concerte, în general muzică clasică, ne place, dar puțin mai modernizată, pentru că e multă lume, ascultăm altfel, ne uităm și la artă, la costume extraordinare, case extraordinare, aranjamente din case extraordinare. Aveți deja câteva participări la acest proiect. Ce v-au arătat experiențele anterioare legate de Noaptea Muzeelor? Ne-au arătat că oamenii iubesc cultura, că își doresc până la urmă să vină, să vadă ceva deosebit. Și într-un număr atât de mare, impresionant. Să schimbe impresii, pentru că e foarte interesant și ce se întâmplă după. De exemplu, dacă n-au văzut un muzeu și planifică pentru la anul, sau schimbă impresii cu prietenii despre muzee și află. Uneori, eu, că aici toți suntem în zona știrilor, poate și informația aceasta din gură în gură e mult mai interesantă să afli de la prieteni decât poate să citești într-un ziar care e mai oficial sau într-o carte, nu e chiar așa de interesant. Dar dacă mergi, poți să descoperi lucruri interesante. De exemplu, la Casa Macovei, că nu vreau să uit, avem o colaborare cu o galerie privată a domnului Eduard Uzunov. Acolo va fi și poezie,
pentru că desenele expuse sunt o ilustrare a poeziilor lui Tudor Arghezi. Și foarte frumos că el ne va dona aceste desene. Deci pentru prima dată publicul poate să vadă aceste desene care ajung dintr-o colecție privată într-o colecție de stat și le putem vedea. Deci un gest foarte frumos și așa ne unim cu toți în jurul muzeelor. Vă doresc mult succes și ne bucurăm că în fiecare an acest eveniment aduce ceva nou pentru public. Mulțumim pentru invitație. Iar noi continuăm. Infernul lui Dante, în viziunea sculptorului Marian Zidaru, este cea mai recentă propunere a curatorului Erwin Kessler. O expoziție impresionantă cu lucrări de sculptură și desen de mare impact invită publicul la combinatul fondului plastic din București. O expoziție personală de sculptură semnată Marian Zidaru este un eveniment rar și mult așteptat. De data aceasta, o adevărată desfășurare de forțe este găzduită de Galeria Nicodim de la Combinatul Fondului Plastic din București. Astfel, una dintre cele mai spectaculoase galerii bucureștene s-a transformat într-un receptacol pentru spectacolul dantesc propus de Marian Zidaru. Galeria Nicodim este un spațiu generos pe care trebuie să recunosc că l-am râvnit toți acești 10 ani de când s-a deschis galeria și iată acum am ajuns să expun aici prin generozitatea celor care se ocupă de galeria, respectiv a soților Nicodim, și sigur că m-am putut desfășura în largul meu. Sunt piese mari, atelierul era sufocat și aducându-le aici mi s-au părut că sunt sculptură mică. Infernul lui Marian Zidaru nu își propune să fie înfricoșător, dimpotrivă. Chipurile diavolilor frizează ludicul, fiecare lucrare în parte și toate la un loc degajă un aer erudit și sofisticat. Formele sunt suple și așezate, mesajul este unul integrator și optimist. Această expoziție Inferno s-a născut în urma unei colaborări cu Cristian Bădiliță. Am făcut ilustrațiile la 7 cărți în traducerea lui, printre care și Divina Comedie a lui Dante. Inferno este o traducere fără versificație pentru claritatea mesajului, lucru care m-a ajutat foarte mult. Și în urma acestor ilustrații s-au născut în primul rând desenele de pe pereți și apoi obiectele, unele noi, altele adaptate la această temă. Nu este vorba, după părerea mea, despre chinuri fizice, ci despre chinuri morale, suferința sufletului în urma faptelor mai puțin lăudabile pe care le facem cu toți. Am inclus în această temă și judecata de apoi și tronul judecății, chitul lui Noe, ca un fel de balena salvării. Pruncul nevinovat care i-a dăpostit în pântecele balenei și nu simte infernul prin care trece. Expoziția am îmbogățit-o și cu o coloană sonoră, în colaborare cu Călin Țopa. Am încercat să continui acea linie a artei contemporane, de factură românească, având elemente din zona maestrilor care m-au format. Bineînțeles, Virgilius și Dante sunt lucrate într-o manieră brâncușiană. Grămada de păsări este cioplită cu toporul în maniera folclorică, populară, încercând să ajung la forma cea mai simplă a unei sculpturi. Și forma cea mai simplă nu poate fi altceva decât o țeapă sau prepeleacul care se înfige în pământ pentru a clădi fânul. O expoziție de neratat și cu siguranță una pe care parcursul artistic al lui Marian Zidaru o va consemna drept reper, rămâne deschisă publicului până pe 10 iunie la Galeria Nicodim din București. Peste 160 de proiecte de arhitectură și design, ideile a 30 de tineri absolvenți ai facultăților cu profil creativ. În total, 100 de evenimente în toată capitala. Așa arată Romanian Design Week.
cel mai mare festival dedicat industriilor creative locale, care a început astăzi și ține până la finalul lunii mai. Un eveniment și pentru publicul larg și pentru specialiști. Oricine este interesat de noutate, de creativitate și de soluții pentru dezvoltarea orașului și a societății în general, găsește ceva care să-l inspire la Romanian Design Week. Tema acestei ediții este Connection, conexiuni, adică tocmai propunerea de a găsi împreună spații comune de dialog într-o lume în permanentă schimbare. Raluca Mirel, directorul de proiect al Romanian Design Week, este alături de noi. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Și mult succes, pentru că am înțeles că ești la prima apariție în fața telespectatorilor, pe care trebuie să-i convingi astăzi că merită să meargă la acest frumos eveniment. Și sunt sigură că vei reuși. Așa este și sper să fie. Spune-ne ce aduce nou, ce noutăți așteptăm de la această ediție? În primul rând, ediția 11 a Romanian Design Week, care are tema conexiune, așa cum am spus, readuce festivalul în centrul Bucureștiului, ne găsiți în Piața Amzei până pe 28 mai, apoi readucem formatul de expoziție dedicat designului și arhitecturii locale, prezentăm 6 categorii, avem pentru public design de produs, design vestimentar, design grafic, ilustrație, arhitectură și design interior, toate atent curatoriate de o echipă de 12 curatori și preselectate de o echipă de peste 50 de specialiști locali. Deci vă așteptăm să vedeți o selecție foarte bună de proiecte. Apoi, tot în Piața Amzei, vă așteptăm cu o expoziție dedicată tinerilor designeri și arhitecți, pe care, începând cu anul acesta, vrem să o transformăm într-un format, astfel încât de anul viitor să putem construi un context în care și tinerii designeri și arhitecți să-și prezinte lucrările. Asta e foarte important, că deja vă gândiți un pas înainte. Ministerul Culturii, partener în acest proiect? Anul acesta ne-am bucurat de foarte mulți parteneri instituționali, fără ajutorul cărora cu siguranță n-am fi reușit o ediție atât de amplă. Ne găsiți în peste 100 de spații din București în cele 2 săptămâni, pe care vă invităm să le descoperiți. Avem imagini în plasmă de la deschidere. Cum a fost atmosfera? Atmosfera a fost foarte vibrantă. Cred că se simte că publicul își dorește foarte mult să se reîntâlnească în spații din oraș și să regăsească, pe de-o parte, prieteni vechi și să-și facă prieteni noi. Dar cum arată ideile tinerilor absolvenți? Ideile tinerilor absolvenți sunt așa cum ne-am și dorit să fie. Sunt îndrăznețe, sunt experimentale. Unele dintre ele presupun o cercetare foarte amplă în spate și un demers care acum începe și le urăm succes în prototiparea proiectelor pe mai departe. Cu siguranță. Ce este inovator? Ce propun ei, acești tineri minunați? Propun un viitor în care suntem mai atenți la lumea din jurul nostru și la influența designului în viața de zi cu zi și atrag atenția asupra sustenabilității care e necesară în orice domeniu de activitate. Dar se poate realmente Bucureștiul transforma? Ca spațiu urban, social, sau mai avem mult până acolo? Cu siguranță se poate și noi ne bucurăm de fiecare dată când descoperim că în fiecare an avem un public nou și dornic să descopere designul și spațiile urbane pe care le deschidem cu ocazia festivalului. Și vă invităm să fiți turiști în București în aceste 2 săptămâni. Avem 4 cartiere în care se vor întâmpla de la ateliere, la workshop-uri, la porți deschise ale studiourilor, unde o să reușiți să vedeți că, de fapt, Bucureștiul este incredibil de efervescent și capacitatea noastră creativă este foarte mare. Cred că ajută doar din când în când să punem accent pe asta și să se deschidă mai multe porți în același timp ca să fie mai vizibil. Dar ce te inspiră cel mai mult odată cu organizarea acestui proiect?
Cred că cel mai mult mă inspiră să descoper că, de fapt, avem foarte mulți specialiști în industriile creative. Și foarte mulți tineri care accesează industria creativă. Într-adevăr, și care zi de zi fac o treabă foarte bună și care sper că în viitor o să devină din ce în ce mai vizibilă și o să existe din ce în ce mai multe contexte în care să arătăm că, de fapt, puterea creativă a orașului este foarte mare. Dar numeric vorbind, câți participanți așteptați? Ediția asta așteptăm peste 30.000 de participanți. 30.000? Este o cifră pe care vă doresc să o atingeți. Vă mulțumim frumos! Până în 2019 eram foarte aproape și sperăm că anul ăsta o vom depăși. Care este lucrul de care ești cea mai mândră în această ediție a festivalului care a început? Cred că sunt foarte mândră de echipa cu care lucrez și de oamenii care participă activ în festival. De fără la de care un asemenea proiect de asemenea învergură chiar nu se poate realiza. Așa este. O echipă alături de tine, la fel de tânără ca și tine? Suntem toți destul de tineri, da. Îți doresc mult succes. Mulțumesc foarte mult. Și să atingeți acea cifră pe care v-ați propus-o anul acesta. Vă așteptăm la eveniment. Cu mare drag. La Mogoșoaia urmează să se deschidă o nouă expoziție chiar mâine. Ion Gâtlan este un pictor al armoniilor. Constanțean fiind, nostalgia valului natal prinde culoarea peisajului marin și, legat de alte tematici, își aduce mesajul artistic. Cu o robustețe cromatică într-o peisagistică documentară, artistul ne arată Brașovul, Mediașul, Sibiul și superbe imagini din Sulina sau un București romantic cu peisaje predominante de iarnă. Vernisajul va avea loc în cuhnia Palatului Domnesc de la Mogoșoaia, iar expoziția poate fi vizitată până pe data de 28 mai. Pictorul Ion Gâtlan este un sentimental al observației directe. El vede peisajele și este atât de atras de ele încât nu se poate desprinde până când nu vine în atelierul lui și le redă pe pânză. Să fiu sincer, am iubit întotdeauna natura, am crescut în ultima perioadă în mijlocul naturii și locuința mea e tot o natură, pentru că am o grădină destul de măricică acasă unde locuiesc. Și mă simt bine în mijlocul naturii. Dacă te simți bine în mijlocul naturii, poți să și creezi. M-am străduit să fie cât mai realist, pentru ca privitorul să-și dea seama unde este, unde se află și până la urmă și îi rămâne în memorie locul respectiv, uitându-se la un tablou. Și deci zic eu că e mult mai eficient să vezi realitatea pe o pânză. Eu am fost crescut de sora mamei mele în București. Și eram eu cu ea, eram singur. Și ca să nu petrec mult pe stradă, îmi dădea de lucru. Ori să desenez și sculptam într-o perioadă, că am avut și o mică expoziție la liceu de sculptură, când eram puști, și desenam. Desenam tot felul de chestii, avioane, vapoare, tot felul de așa. Mai mult de atât, eram obligat să citesc cele două mitologii, mitologia greacă și mitologia romană. Și în felul ăsta, stând în casă și studiind, am avut ocazia să îi studiez pe mari artiști și îmi plăceau enorm de mult cum reușeau să dădea un peisaj, să dădea un portret, să dădea o imagine istorică. Și așa am început pasiunea mea pentru pictură. Genul artistic pe care îl abordează este de mare sensibilitate și de mare finețe. Ceea ce face Ion Gâtlan cu peisajele sale este o recompunere a unor sentimente născute din peisaje comune pe care le-am trece cu vederea foarte ușor dacă nu am fi într-o stare specifică creației. Sunt peisaje din centrul vechi ale Bucureștiului, cele mai multe tablouri extrem de puternice, a se vedea că nu este un viscol în peisajele de iarnă, parcă vrând să ne aducă aminte de zăpezile de altă dată dintr-un București de mult dispărut. Artistul a rămas fidel peisajului și, într-un fel, această legătură cu natura îi permite o relație cu realitatea senzorială,
în care informația care vine din afară, din lumea exterioară, este cea care predispune la creație. Expoziția este deschisă până la data de 18 mai în cuhnia Palatului Domnesc de la Mogoșoaia. Și revenim la evenimentele acestui sfârșit de săptămână și vă prezentăm unul dintre proiectele la care sunteți, bineînțeles, așteptați. PISDAV, hai să trimitem porumbelul păcii, un manifest de pace înscenat cu lucrări în ulei fluorescente pe pânză ale artistei Nicol Iutca, transpuse într-un show imersiv pe muzica lui Bogdan Stoian, acompaniat de vocea Victoriei Dimitrova. Aceasta este o fuziune între muzică și pictură, în care se reunesc cei trei artiști performând împreună pentru a-și regăsi pacea interioară. Pe primii doi, pe Nicol Iutca și pe Bogdan Stoian, îi avem alături de noi în această seară la Jurnalul Cultural și le spunem bine ați venit. Bine te-am găsit. Și mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a ne povesti despre acest proiect. Cu mult drag. Și începem să, prin a ne spune de ce această denumire a proiectului. A început anul trecut, când a început războiul în Ucraina, și această idee s-a dezvoltat pe baza unui an întreg. Uh-huh. Este primordial acum, prima expoziție din acest concept, Porumbelul Păcii, care va avea loc acum în România, în cadrul Romanian Design Week, organizat de Nicol Iutca Gallery, în Luterană 5. Iar acest proiect nu m-a lăsat în pace până nu a trebuit să iasă la iveală, iar acum am zis... Un an de zile ați construit la tot el. Tot am lucrat la el, da, așa este. De ce atâta timp? Ce v-a luat? De ce v-a luat atât timp să construiți? Cumva piesă cu piesă. Cumva arta te împinge, te duce către cunoaștere, da? Uh-huh. A trebuit ca fiecare să o ia pe drumul lui. Eu spre Anglia, aveam atunci în Germania, iar cumva ajută, internetul ajută într-un fel sau altul, dar fuziunea asta pe care noi am făcut-o, o pictură cu muzică, avem nevoie să fim împreună cumva, să stăm împreună. Și o familie reunită prin artă. Exact. România, Germania, Ucraina, ce mesaj vreți să transmiteți? Pace, clar. Pace și iubire. Cumva, moartea tatălui meu ne-a unit și mai tare. Anul trecut, în decembrie, ca și familie. L-ai pierdut pe tatăl tău. Da. O durere enormă, Justin, care nu poate fi înlocuită cu nimic. Da. Și cred că un pansament pentru suflet, datorită acestui eveniment. De fapt, a fost ca un restart. Mi-a dat un restart. Familie. Trebuie să ajung pe meleaguri obștești. Să stau lângă familie, să mă bucur mai mult de ei. Sunt 20 de ani de când tot acumulez informații, acumulăm informații, de fapt. Ea, a mea mătușă, 30 ceva de ani, eu 20 ceva de ani de când suntem plecați în cunoaștere. Nicol trăiește în Germania. În Germania, da. Uh-huh. Iar eu în Anglia. Și v-ați reunit cu ocazia cumva acestui proiect. Dar exact, pictura este elementul în jurul căreia migrează întregul concept, nu? Pictura ta, Nicol. Da. Da, deci lucrările sunt acum primordial făcute cu inteligența artificială și un digital draw. Avem și peste imagini în plasmă, telespectatorii noștri văd câteva dintre aceste picturi pe care tu ni le-ai adus. Peste care intervin și după aceea le instalez la lumină neagră. Noi am lucrat împreună pe un show imersiv din aceste lucrări care se transformă. Uh-huh. Și o melodie tot împreună. El a făcut muzica cu Vika, Victoria, împreună, da. Victoria, care este un star în Ucraina, și împreună ne-am reunit ca familie și de durerea interioară, care să avem o pace, să ne regăsim pacea interioară. Am observat prin această durere a pierderii fratelui meu că suntem foarte fericiți împreună și ne liniștim unii cu alții în aceste momente grele. Dar mesajul acestei expoziții este și mesajul de pace pentru pacea exterioară. Chemăm pe toți la acest proiect de viață să ne rugăm pentru pace. De fapt, ce putem face noi ca să avem pace? Și de fapt, așa, tot acest mesaj este subminat. Vino și
aruncă un burbel de pace în univers alături de noi. Deci ce fel de muzică ascultăm? Este o fuziune de muzică, dacă mă întrebați pe mine. O fuziune de muzică electronică cu instrumente acustice. Da, fix asta este. Muzică electronică cu instrumente acustice. Ați știut despre Romanian Design Week, nu? Știți despre această manifestare? Cum v-ați integrat în ea? Eu am mai participat în 2021, unde am fost invitată cu deschiderea galeriei Nicole Iutca Gallery în București. Asta a fost în timpul pandemiei, o ieșire așa. A fost singura modalitate unde poți avea o expoziție în 2021. A fost prima ieșire, iar acum am fost din nou invitată și am zis acest proiect a stat un an, acum trebuie să iasă. Și de ce nu în București, unde sunt născută? Și de ce nu? Și Bogdan este în București împreună. Și s-a format o lucrare destul de... A fost ad hoc chestia. A fost spontană și frumoasă. Dar tu expui nu numai în România, expui și în spațiu asiatic. Unde mai expui tu? Da, expun unde mi se dă posibilitatea, să zicem așa. Chiar am avut și o lucrare la New York. Acum o să expun tot așa câteva lucrări la Basel, în Schweiz, în Elveția. Și care a fost cea mai impactantă experiența ta în toate aceste spații în care tu ai expus până acum? Nu știu de ce să... Mie mi-e dor de România și întotdeauna îmi place foarte mult în România. Chiar dacă am spus în lucruri foarte frumoase și în străinătate, chiar și în Germania și peste tot, mă atrage foarte dorul acela de pământul nostru românesc și matern și acasă. Aici da. E acasă. Da. Dar ce fel de public așteptați pentru aceste expoziții? Vârstă. Adică preocupări. Este deschis pentru... Cum ați descrie publicul vostru? Targetul. Care este targetul? Cum ați descrie publicul vostru? Ne-am făcut target. Nu avem target, dar este deschis pentru, efectiv, versatilitate. Asta facem. Versatilitate. Muzică cu pictură, așa că totodată așteptăm să primim versatilitate. Ceea ce oferim, asta așteptăm să primim, în schimb. Și aș mai adăuga eu, oameni dornici să-și găsească pacea interioară. Cumva toți încercăm să facem chestia asta. Și de ce nu și împreună să ne gândim un pic la pace, să ne rugăm pentru pace. De fapt, asta este. Pacea este în noi, de fapt. Nu trebuie căutată în altă parte decât fix în noi. De acolo începem. Cu ceea ce creăm. De fapt, toți suntem creatori. Trebuie doar să înțelegem chestia asta și să ne găsim cumva direcția, într-un sens sau altul. Așa că, da, despre asta este vorba. Mulțumim că ați venit. Trebuie să spunem că acesta este un proiect de voce, Victoria Dimitrova, de pictură, Nicole Jutca și toate transpuse într-un show imersiv pe muzica lui Bogdan Stoian. Voi doi ați fost astăzi alături de noi și vă mulțumim pentru asta. Și vă dorim succes în această frumoasă experiență nouă pe care împreună ați ales să o trăiți și unde? Aici, în România. Mulțumim frumos! Mulțumim mult și te așteptăm cu drag la noi și pe ceilalți, bineînțeles, pe telespectatorii. Cu mare drag! Pentru că acest final de săptămână ne provoacă la o plimbare prin instituțiile de cultură, Clujul ne invită la o altfel de călătorie, prin istoria filmului și a cinematografului. Începând cu 9 mai și până pe 6 iunie 2023, Cinema Arta vă invită în Cluj-Napoca pentru a explora seria de evenimente din cadrul proiectului Connecting the Heritage Cinemas of Europe. Prin filme, muzică, prezentări și expoziții, cinematograful propune o călătorie prin istoria filmului în corelație cu propria istorie. În fiecare marți vor avea loc proiecții în sala de cinema, precedate de prezentări susținute de curatorii evenimentului. Va fi arătat câte un film european relevant din punct de vedere istoric și estetic, care a avut cel puțin o proiecție la cinematograful Arta. Primul titlu al seriei vizează perioada filmului mut și prezintă una dintre primele pelicule realizate de renumitul regizor Alexander Korda, Omul de aur, o producție 1918. Filmul a fost vizionat și acum 104 ani de pe scaunele cinematografului Arta, având numeroase conexiuni și cu orașul Cluj-Napoca.
Vrem să evidențiem valoarea de patrimoniu a cinematografului. Faptul că cinematografele sunt aici de peste 100 de ani și au contribuit la dezvoltarea orașului, la amintirile pe care locuitorii le au. Deci au fost un martor ai istoriei și orașului, dar și istoriei cinematografiei. Iar în acest proiect, împreună cu alte trei cinematografe, vrem să evidențiem această istorie. Astfel, avem o parte de cercetare în care o să publicăm istoria cinematografului Arta, care există într-o formă prescurtată și pe website-ul Cinema Arta și poate fi văzut un timeline, dar am continuat cercetările și o să fie o variantă mai extinsă. În același timp, avem un program de filme care urmărește filmele care au fost proiectate în fiecare deceniu la Cinema Arta și am ales câte un film din fiecare deceniu care să fie reprezentativ și pe care să-l proiectăm. Astfel o să începem seria săptămâna aceasta, marți, și în fiecare marți va fi câte un film. Primul este Omul de Aur de Alexander Korda, Korda Sandor, un regizor devenit foarte cunoscut în Marea Britanie, dar care este originar din Cluj și care a lucrat împreună cu Ioan Oviciene, cel care a fost directorul cinematografului Arta până la al doilea război mondial. Asta este primul film, după care o să continuăm cu filme, așa cum ziceam, foarte reprezentative pentru istoria cinematografiei, Ultimul om de Murnau, iar apoi filme de Jean Renoir, de Fellini și Miloș Forman. Alegeri foarte bune și filme care s-au mai văzut la Arta. De exemplu, Omul de Aur știu că a fost văzut în urmă cu 104 ani și el are legătură puternică cu orașul. Da, adică fiecare film a fost proiectat la Arta în momentul în care a apărut. Asta a fost unul dintre criteriile de selecție. Au fost foarte multe filme proiectate, dar selecția a fost făcută de Daniel Iftene și Radu Toderici pentru a fi filme, cumva filme reper în istoria cinematografiei. Și fiecare film o să fie însoțit de o prezentare destul de amplă care să contextualizeze filmele acestea. Deci este și un mod de a afla mai multe despre ceea ce o să vedem. Și primul film o să fie introdus de Zagony Balint, care a studiat foarte mult perioada de început a cinematografiei maghiare din Cluj și va prezenta și modul în care a fost restaurat filmul, pentru că vom prezenta varianta restaurată și tot contextul în care el a fost filmat și începuturile cinematografiei clujene. Iar la final de jurnal vă facem și o recomandare de teatru. Siarela Arts este o companie de teatru independent care a organizat până în prezent sute de spectacole atât în București cât și în alte orașe, iar de curând a pregătit spectacolul Călugărița feministă și misoginul modernist după Ursul de Anton Pavlovich Cehov. O comedie dramatică plină de iubiri absurde care va avea premiera pe scena Teatrului Național din București, Sala Atelier, pe data de 15 mai, ora 20:30. Vă jur că vă jur cu mâna pe inimă. Atunci când se întoarce administratorul de la oraș, îi voi spune chiar eu să vă dea și ultimul bonus. Dar acum eu nu mai pot, pentru că eu sunt bolnavă, eu sunt bolnavă! Sunt bolnavă! Sunteți bolnavă, a? Spectacolul Călugărița feministă și misoginul modernist este o comedie spectaculoasă, adaptare după Ursul de A. P. Cehov. Doamne, plecă! Sunt nobil. Sunt nobil. Sunt nivița nobilă. Pot să vă arăt arborele meu genealogic. Am 100 de vaci, am 30 de capre, am și o baie. Am 100.000 de dolari pe an. Majoritatea-s băgați în datorii.
Universul lui Cehov este fascinant, iar montarea lui Alexandru Perusu aduce în contemporaneitate lumea plină de farmec și profunzimea personajelor sale. Smirnov, jucat de actorul Axel Mustaș, este un antreprenor în luptă cu morile de vânt din cauza bugetelor de sprijin inexistente și a datoriilor acumulate de la furnizori, dar niciodată returnate. Un misogin îndrăgostit care s-a duelat de 3 ori pentru a cuceri femei. Stați! Popova, jucată de actrița Valentina Visarion, Mingopol, este o femeie plină de viață care parcurge drumul interior de la văduva devotată, la călugăriță și chiar la războinica îndrăgostită. Totul în decurs de 1 oră și jumătate. Atunci când cei doi se ciocnesc, ies însă scântei, iar comedia este asigurată de la un capăt la altul. De asemenea, spectacolul este presărat cu momente muzicale de excepție, care cu siguranță vor surprinde spectatorii într-un mod inedit. Aici se încheie ediția din această seară a Jurnalului Cultural. Vă reamintim că în zilele următoare au loc evenimente culturale care merită să fie văzute, iar noi aici, la TVR Cultural, vă așteptăm mâine seară, începând cu ora 19, să parcurgem împreună traseele pregătite de cele mai importante instituții de cultură din țară în cadrul proiectului Noaptea Muzeelor. Numai bine!